Deci dacă domnul profesor v-a prezentat lucruri care țin de tehnologia de ultimă oră în ceea ce privește abordul ureteroscopic, mie îmi revine posibilitatea să vă prezint complicațiile. Domnul profesor mi-a luat textul de la primul slide, în care asta vreau să vă spun și eu că în situația în care un urolog spune că nu are complicații, sunt două variante, exagerează, ca să nu spunem că minte sau nu operează. Și ca să, pentru că aceste complicații pot apărea din multiple cauze. Atât ca urmare a unei selecții neadecvate a cazurilor pentru ureteroscopie, printr-o evaluare preoperatorie incorrectă, prin folosirea unui instrumentar neadecvat, printr-o tehnică incorrectă sau printr-o urmărire postoperatorie iarăși cu deficiențe. Deci complicațiile pot apărea fie că avem un caz dificil, fie că nu l-am evaluat corect, fie că nu avem experiența necesară pentru acel caz, fie că echipamentul pe care îl avem la îndemână nu este adecvat. Și ca să știm despre ce discutăm, sunt convins că cunoașteți această clasificare a complicațiilor. Ea se clasificarea lui Clavier, modificată de Dindo, este o clasificare valabilă pentru toate intervențiile chirurgicale, nu numai cele din sfera urologică și, în mod clar, nu numai pentru ureteroscopie. Și avem leziuni de gradul 1, deci orice deviere de la cursul normal postoperator, dar care nu necesită intervenție fie farmacologică, fie chirurgicală. Se acceptă totuși ca fiind în gradul 1 administrarea de antiemetice, antipiretice, analgezice, diurice și așa mai departe. Gradul 2 sunt acele complicații care implică tratament medicamentos. Leziunile de gradul 3 sunt cele care necesită tratament chirurgical, fie că este endoscopic sau intervenții sub ghidaj radiologic și în funcție de tipul de anestezie avem 3A și 3B cu sau fără anestezie generală. Cele din gradul 4 sunt complicațiile care pun în pericol viața pacientului, iarăși cu două substadii, cu disfuncție unui singur organ sau în 4B cu disfuncție a mai multor organe și stadiul leziunile sau complicațiile de gradul 5 care ajung la decesul pacientului. Aceasta este o clasificare, deci, valabilă pentru toate. S-a încercat realizarea unor clasificări specifice pentru ureteroscopie și o astfel de clasificare a fost propusă în 2012, este pulsul. Vedeți, sunt 5 grade, dar primele două grade din clasificarea puls în clasificarea Clavien modificată de Dindo ar fi intervenții fără complicații. Acum, în marea majoritate a articolelor publicate în literatură se folosește clasificarea Clavien. Aceasta încă nu are o validare externă foarte bună. S-a mai descris o clasificare, cea lui Satava, iarăși cu 3 grade de complicații, da? Gradul 1, incidențe fără consecințe, gradul 2, incidente care pot fi realizate, care pot fi rezolvate endoscopic, iar gradul 3, incidente care ar impune intervenție fie deschisă, fie laparoscopică. În ceea ce privește incidența acestor complicații, un articol realizat, sau în fine, un studiu realizat în clinica noastră și care a fost citat de către ghidul Asociației Europene de Urologie, descrie rate, vedeți, ale complicațiilor intraoperatorii de circa 3,6%, iar a celor postoperatorii de 6% pentru cele imediate și de 2,2% pentru cele care survin la un interval mai mare după intervenția chirurgicală. Există încă discuții, așa cum se vede și din clasificare, asupra modul în care definim o complicație, de exemplu, un calcul ureteral, lombar superior, care migrează în sistemul pielocalicial, poate fi considerat o complicație, pentru că presupune, de exemplu, să folosești un ureteroscop flexibil, ai început cu o ureteroscopie semirigidă, deci îți modifici atitudinea și atunci unii consideră complicații, alții consideră o continuare oarecum firească a unei intervenții chirurgicale. Deci definirea a ceea ce înseamnă realmente o complicație nu este încă foarte bine stabilit în literatură. Iată cam care ar fi aceste complicații, vedeți,
În complicațiile de gradul 1 intervin leziunile mucoasei. Foarte rar există ureteroscopie la care mucoasa ureterală să arate la sfârșitul operației la fel de bine ca înainte. Modul în care definim aceste leziuni depind foarte mult de un factor subiectiv. De asemenea, febra, diureza post-obstructivă, retenția de urină, toate fac parte din complicațiile de gradul 1, iar în complicațiile de gradul 3 ar intra perforația. Vedeți aici migrarea proximală a calculului conform acestor autori ar intra în clasificare în 3A, pentru că ar necesita într-adevăr o intervenție endoscopică, chiar dacă ea se desfășoară în cursul aceleași intervenții. Migrarea stentului iarăși ar intra în 3B, conform clasificării Clavien. Celelalte sunt complicații, să spunem, generale, infarct miocardic, curosepsis, pe care le știți. Un articol recent, de fapt un review asupra leziunilor iatrogenice, vedeți că descrie ratele cu care pot apărea aceste complicații. Leziunile de mucoase și căile false între 2 și 7%, sângerarea între 0,9% și 2,5%, accesul dificil de 1,6%, vedeți perforația sub 2%, cea mai gravă complicație a ureteroscopiei, avulsia ureterală, are incidențe de 0,1% până la 0,3%. De asemenea, distrugerea instrumentarului în timpul ureteroscopiei și există situații în care se poate rupe chiar și un ureteroscop semirigid în cursul unei ureteroscopii, sunt descrise cam cu 0,8% ca incidență. Acesta este, v-am spus, o meta-analiză efectuată în 2018. Și o să începem cu perforația ureterală, poate cea mai frecventă complicație intraoperatorie. Ea ține în primul rând de diametrul ureteroscopului, de durata intervenției chirurgicale, cu cât intervenția este mai lungă, cu atât avem mai multe pasaje ureteroscopice și atunci, logic, riscul de a perfora ureterul este mai mare. Depinde foarte mult de experiența urologului, de tipul litiazei, pentru că o litiază dură, care se fragmentează greu, implică un risc mai mare de perforație. De exemplu, într-un calcul impactat, și o să vorbim despre aceste aspecte, riscul de perforație, riscul chiar de avulsie este mult mai mare. Ce se întâmplă în situația în care avem o astfel de perforație ureterală și nu o depistăm sau o tratăm incorect? Putem avea fistule, pacientul poate face febră, putem avea obstrucție ureterală, fistulă sau chiar sepsis. Iar pe termen lung putem avea stenoze ureterale sau unități renale nefuncționale. În ceea ce privește migrarea extraureterală a calculului, vedeți aici un calcul care s-a înfipt pur și simplu în mucoasa ureterală, exact la nivelul vaselor iliace, vedeți pulsațiile din zona respectivă. Dacă acest calcul este în mucoasă și se vede și prolabează în lumen, atunci el trebuie extras, pentru că el este un factor de apariția unei stenoze, sigur, la acel nivel, dar dacă migrarea extraureterală se produce la distanță de ureter, atunci este mult mai prudent să oprim procedura, să abandonăm acel fragment, să stentăm ureterul, eventual, dacă mai sunt alte fragmente, să reluăm procedura ulterior. Acel calcul extraureteral la distanță de peretele ureteral se poate abandona. Anunțăm pacientul că are un calcul în retroperitoneu, pentru că la evaluările ulterioare ale altui urolog este posibil să-i se spună că are un calcul pe ureter. În ceea ce privește avulsia ureterală, vedeți coșmarul fiecărui urolog care face ureteroscopii. Acel tub, suntem în vezica urinară și ceea ce vedeți este ureterul întors în deget de mănușă în vezica urinară. Care sunt factorii de risc? Primul și cel mai important este utilizarea sondei cu coșuleț, mai ales în cazul calculilor situați la nivelul ureterului lombar. Nu încercați să scoateți calculii lombari cu sonda cu coșuleț. Fragmentați-i. Dacă ați introdus sonda cu coșuleț și vedeți că nu vine calculul foarte ușor, deși uneori vine atât de ușor cu tot cu ureter după el, îl fragmentați, scoateți fragmentele cu pensa. Pentru că un calcul îți scapă din pensă,
dacă are rezistență, nu se întâmplă nimic. Din sonda cu coșuleț nu iese. Și atunci cedează, și de data asta cel mai inteligent e ureterul care cedează, iar urologul are mari probleme pentru că, vedeți, rezolvarea unei astfel de complicații este extrem de dificilă. Dacă avem o avulsie pe o distanță foarte mică, atunci putem încerca o anastomoză termino-terminală, o anastomoză la nivelul juncțiunii pielo-ureterale, putem încerca o reimplantare uretero-vezicală. E descris în literatură interpoziție de ileon, dar toate cazurile descrise, evoluția pe termen mediu și lung este proastă. Se poate încerca cu interpoziție de apendice, metode de a aduce vezica urinară mai aproape de ureter, fie prin boarii flap, fie prin psoasici. Mai există varianta autotransplantului renal, da, care necesită un cadru adecvat pentru a putea face acest tip de intervenție și o echipă care să știe să facă acest lucru. Și rămâne și ultima soluție, nefrectomia. Au fost făcute multiple studii să vedem de ce apar aceste complicații, care sunt factorii care determină apariția lor. Pe analizele unei variante sunt foarte mulți factori. Durata de la apariția colicii renale până în momentul intervenției, dimensiunile calculului, gradul hidronefrozei, foarte mulți. Dar în analizele multivariate, un singur element s-a dovedit a rămâne semnificativ statistic, și anume durata intervenției. Asta pentru că, de fapt, durata intervenției înglobează toate celelalte elemente, pentru că un calcul voluminos, cu siguranță, înseamnă o intervenție mai lungă. Un calcul dur, iarăși, înseamnă tot o intervenție mai lungă. În ceea ce privește selecția cazurilor, avem factori care țin de calcul. Cum vă spuneam, volumul, compoziția, localizarea, impactarea acestor calculi. Să trecem un pic mai rapid peste ele. Deci e clar că riscul de perforație și de abraziune a mucoasei crește odată cu volumul calculului. Iar pentru calculii ureterali voluminoși, este foarte important să aveți tot timpul în cap ideea că dacă la un moment dat intervenția devine dificilă, apar leziuni de perete, este mult mai simplu să vă opriți, să stentați ureterul și să reinterveniți ulterior. În ceea ce vește localizarea, vedeți, riscul de perforație crește de la calculi localizați distal cu circa 50% până la cei localizați proximal. În ceea ce privește retropulsia calculului și metodele de prevenire, putem reduce în primul rând irigația. Uneori calculul ajunge în sistemul pielocalicial de pe ureter până să ajungem noi cu ureteroscopul la nivelul calculului. Fluxul, dacă intrăm cu o spălare mai abundentă, fluxul îl duce deja în sistemul pielocalicial. Dar, pe de altă parte, putem folosi niște device-uri speciale făcute pentru acest lucru, de asemenea să reducem energia sursei de litotriție utilizată. Dacă totuși se întâmplă ca acel calcul să ajungă în sistemul pielocalicial, atunci, dacă avem un ureteroscop flexibil, e simplu, se continuă intervenția cu ureteroscopul flexibil. Dacă nu, stentăm pacientul și urmează fie SVL, fie ureteroscopie flexibilă într-o altă situație, într-o altă clinică care are aceste posibilități. În ceea ce privește calculii ureteral impactați, sunt cazuri foarte dificile pentru că avem o vizibilitate redusă, avem edem în jurul calculului. Uneori, litotriția începe și nu vedem calculul. Aproape lovim în edemul care înconjoară acest calcul. De asemenea, peretele ureteral este fragil în aceste situații. Riscul de perforație ureterală este foarte mare, iar și acesta este unul din cazurile care predispune la apariția avulsiei ureterale. De aceea niciodată nu se folosește sonda cu coșuleț pentru extragerea unui astfel de calcul și dacă apar complicații, recomandarea este ne oprim, stentăm,
și intervenim într-o la 2-4 săptămâni ulterior. În ceea ce privește factorii care țin de calea urinară superioară, putem avea situații în care abordul ureterului intramural este dificil și asta se poate rezolva fie folosind ghiduri hidrofile, fie ghidând ghidul printr-un cateter, fie prin utilizarea ureteroscopelor, cistoscopelor flexibile. Dacă după introducerea ghidului este dificil de abordat ureterul folosind ureteroscopul, atunci se face dilatația ureterului terminal. Se pot folosi două ghiduri astfel încât ureteroscopul să fie introdus printre aceste ghiduri. Sau există și situația în care se impune incizia orificiului ureteral, extrem de rar. Iar cea mai bună soluție este să folosim un ureteroscop mai subțire. Dacă la un moment dat avem sinuozități ale ureterului, greu de depășit, atunci putem mobiliza rinichiul astfel încât să aliniem cumva ureterul și astfel încât ascensionarea ureteroscopului să fie mai ușoară. Putem controla mișcările respiratorii ale pacientului atunci când intervenția se face sub anestezie generală. Sau utilizăm două ghiduri sau folosim ureteroscoape mai mici sau flexibile, ori ne oprim, montăm o sondă WG și intrăm ulterior. Dacă avem zone stenozate, zone dificil de abordat, de preferat să stentăm și să revenim între a doua etapă. Orice perforație ureterală apare, reducem fluxul de irigație, oprim procedura și montăm un stent. În ceea ce privește anomaliile, domnul profesor va prezenta deja modalitățile de rezolvare ale acestora, iar aspectele particulare, atât modificările scheletice, protezarea sau ureteroscopia în sarcină, prezintă particularități, dar deja o parte dintre ele ați aflat deja și o să trecem peste ele. Aș mai vrea să vă spun despre infecțiile urinare. Întotdeauna trebuie să avem urină sterilă înaintea ureteroscopiei. Un sepsis care apare și la care aflăm ulterior că urocultura nu era sterilă, ne poate da nouă ca urologi mari probleme. Deci întotdeauna urina trebuie să fie sterilă. Dacă după începerea manevrei, deasupra calculului care a fost obstructiv, apare urină piurică, stentăm tratament antibiotic și reluăm procedura. Da? Iar dacă pacientul vine cu sepsis, vine cu febră, ori montăm o sondă WG, ori îi punem o nefrostomie, după sterilizarea urinii se poate face tratamentul ureteroscopic, dar presiunea lichidului de lavaj face ca, în cazul unei urini infectate, riscul de sepsis să fie foarte mare. În ceea ce privește instrumentarul, deja domnul profesor v-a prezentat cele mai noi instrumente. Ce este important? Este important să avem ureteroscoape cu diametru cât mai mic, dar cu un canal de lucru cât mai mare, care să ne asigure și un lavaj foarte bun. În ceea ce privește irigația, irigația trebuie să fie optimă, pentru că o irigație foarte bună, o irigație abundentă, ne asigură o vizibilitate mai bună. Dar pe de altă parte crește riscul de retropulsie a calculului și riscul de sepsis. Da? Pentru că face un reflux important pielolimfatic, pielovenos și așa mai departe. Pe de altă parte, un flux redus ne scade vizibilitatea și crește riscul de apariție a leziunilor ureterale. Nu? Mai vrea? Da. În ceea ce privește tipurile de litotritoare, în mod clar, litotritorul balistic are foarte multe utilizări, în cazul ureteroscopiei semirigide. Ureteroscoapele electrohidraulice sunt cele mai agresive de
aproape sunt scoase din practică. Laserul este cel mai eficient, dar are totuși potențialul de a leza fie endoscopul sau instrumentarul accesor. De aceea trebuie experiență și grijă când este utilizat. Fibra trebuie descărcată la distanță de capătul ureteroscopului, niciodată în canalul de lucru, pentru că ați văzut în cazul în care fibra s-a rupt în canalul de lucru și s-a descărcat acolo, rezultatul l-ați văzut ceva mai devreme. Da? Și niciodată să nu se apasă pe pedala de declanșare a laserului dacă nu se vede capătul acestuia. În ceea ce privește tipul de extractoare, basketul, deci sondele cu coșuleți, niciodată nu se folosesc pentru calcul ureteral lombar superior, niciodată nu se forțează cu utilizarea lor. Niciodată nu se utilizează orb, adică introduci sonda cu coșuleți, bănuiești că ai depășit calculul și începi să tragi. Întotdeauna trebuie să vezi în momentul în care extragi un calcul, acesta trebuie făcut sub viziune directă. Iar în cazul în care se utilizează pentru calcul ical-ical, sunt recomandate sondele cu coșuleț tipless. Teaca de acces ureteral este foarte utilă pentru ureteroscopia flexibilă, este o întreagă discuție asupra utilității ei. Este utilă mai ales în cazul în care avem calcul voluminoși care impun pasaje multiple, apără și ureteroscopul, asigură o spălare mai bună pentru că se poate evacua lichidul de spălare. Are și dezavantaje descrise pentru că e posibil să determine o ischemie a peretelui ureteral. Nu există încă lucruri certe în ce avește acest risc de stenoză după folosirea tecii de acces ureteral. Și ultima situație, stentul. Stentul este foarte util la sfârșitul intervenției, dar aduce o patologie proprie. Aduce polachiurie, dureri suprapubiene, hematurie, refluxul vezico-ureteral. De foarte multe ori vi se întâmplă ca pacienții, după ce le-ați suprimat sonda uretrovezicală, să vă descrie dureri lombare în cursul micțiunii. Foarte mulți au acest reflux. Dacă acest reflux este însoțit și de febră, deja lucrurile capătă o altă turnură. Este util, dar îl putem utiliza doar atunci când avem o ureteroscopie complicată, în care avem leziuni de perete ureteral. Dacă ureteroscopia este simplă, se extrage sonda, știu eu, cu pensa foarte ușor, nu este necesar stentarea ureterului după aceste ureteroscopii. Și în final, așa zisele 10 reguli de aur pentru o ureteroscopie de succes sau măcar necomplicată, și anume o selecție corectă a pacientului, o evaluare foarte bună, folosirea unui instrumentar adecvat, a unei tehnici chirurgicale corecte, a unei negocieri corecte a orificiului ureteral. În cazurile dificile se indică utilizarea ghidului de siguranță. Mai era un slider pe care l-am sărit cu ghidul de siguranță. Până acum câțiva ani se spunea ghidul de siguranță este obligatoriu. Sincer, noi nu prea am folosit ghidul de siguranță, iar ultimele articole, este publicat anul trecut un articol cu studii comparative cu cei care recomandă ghidul de siguranță în mod obligatoriu și cei care nu. Rezultatele sunt incerte, nu se poate spune că este imperios necesar acest ghid. De asemenea, utilizarea unei presiuni reduse de irigație, dar suficientă încât să vedem ceea ce facem, o mișcare gentilă a instrumentelor, întotdeauna să știm ceea ce tratăm, să vedem. Să vedem calculul în momentul în care facem litotriția, nu să tratăm în orb, să operăm după colț, după cine știe ce cu dură, să introducem în orb instrumentarul. Și întotdeauna să știm când să ne oprim, când să oprim procedura și să o reluăm ulterior dacă apar aceste complicații. Mulțumesc!